Marius Chiriac, director Enelix România. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi la un eveniment foarte special, lansarea Enelix România. E un proiect la care lucrăm de câteva luni de zile. Iată că astăzi avem ceva concret de pus pe masă și cu această ocazie lansăm comercial și brandul nostru în România. Ce este Enelix? Enelix este o companie cu răspunsuri concrete la următoarea întrebare. Cum arată viitorul energiei? Vrem să fim mai mult decât un simplu furnizor de electricitate și gaze naturale. Vrem să transformăm modul în care lucrăm cu clienții noștri. Vrem să creăm un parteneriat pe termen lung cu clienții noștri, fie clienți rezidențiali, fie clienți business, fie municipalități, un parteneriat prin care am putea ajuta clienții să-și ducă consumul de energie, să înțeleagă mai bine cum consumă, eventual să și producă energie local în instalațiile lor. Și cum vrem să facem lucrurile acestea? Împreună, dar și creând valoare pentru ambele părți, fie că vorbim de clienți sau de Enelix. Concret, cum suntem organizați? Enelix este o entitate globală formată din 4 mari linii de business. Prin divizia ISIC vom dezvolta infrastructura urbană, vom transforma modul în care clienții percep, cetățenii percep realitățile orașului. Avem o experiență foarte bună în alte țări. Facem lucrurile astea, fie că se numesc iluminat public, iluminat smart, smart building. Le facem și le facem destul de bine în multe țări. În România vom lucra concret, vom avea planuri concrete pentru a le implementa. Ce mai facem? De asta, de început de câțiva ani, transformăm modul în care interacționăm cu clienții finali. Am început de 3-4 ani să vindem servicii cu valoare adăugată. Vindem servicii de asistență, vindem servicii de maintenanță. Am început, cum menționa și George, să vindem aparate de aer condiționat. De câteva luni de zile, de două luni de zile, vindem inclusiv centrale de apartament. Nu ne vom opri aici. Vom dezvolta o platformă integrată în care clienții vor putea să-și transforme casa într-una mai confortabilă, mai inteligentă și mai smart. Ce vom face? Prin divizia de industrie vom redescoperi noi moduri prin care vom ajuta clienții să înțeleagă mai bine cum consumă, ce consumă și vom facilita accesul clienților la piața de energie prin soluții de demand response. Dăm la lucrul ăsta, țara, sistemul are nevoie, da, bineînțeles. Dar astăzi nu vom vorbi de lucrurile acestea. Astăzi vom vorbi despre noua divizie de imobilii. Film. Going to be sold this year, and China being the largest market for electric vehicles. We'll see this is grave concern about statement. The White House is expecting. I think electric cars are here to stay. All transport, with the ironic exception of rockets, will go fully electric. Vediamo che la decarbonizzazione del trasporto oggi è già possibile.
Giulia Auto atrag atenția asupra ofertei avantajoase de mașini electrice, mai ales în condițiile în care noua taxă de mediu va apărea în curând. M-a ajuns și problema electrică, dar e prea scumpă și în România nu sunt condiții să încarci o baterie. N-ai stații pentru așa ceva. Pare că ceva se întâmplă în lume. Am văzut 1 milion de mașini electrice în China. Vorbim deja de 4 milioane de mașini electrice la nivel mondial. Auzim mereu știri. Nu e vorba doar de mașina electrică, vorbim de autobuze electrice. Deja apar primele discuții cu privire la posibile teste avioane electrice. Vorbim de scutere electrice, vorbim de motociclete electrice. Reușit norvegenii să facă inclusiv feriboturi electrice. Bun, lucrurile astea parcă se întâmplă, nu? Este tot un lucru. Dar cum facem să se întâmple lucrurile astea și în România? Noi credem că în momentul ăsta există o serie de mituri. Serie de mituri care împiedică un pic dezvoltarea infrastructurii. Unul din mituri spune că mașinile electrice nu aduc beneficii mediului înconjurător. Da, cercetătorii se uită la întregul circuit, de la mina din care extrage minereul pentru baterii, la procesul de fabricație a bateriei, la modul în care, la mixul de energie dintr-un sistem energetic. Dacă ne uităm foarte simplu la lucrurile astea, ce observăm? Mașina electrică, zero emisii, există un consum de CO2, există emisii de CO2, dar acestea sunt în realitate mai mici decât în cazul unei mașini convenționale, ducându-ne la întreg lanțul. Mai există un mit și este unul destul de tehnic, mi-ar fi greu să intru în toate detaliile, dar trebuie să ne uităm la modul în care reușim să transformăm benzina sau motorina din rezervor în lucru mecanic. Cert este că astăzi, o mașină electrică este de până la 3 ori mai eficientă decât una convențională. Un mit care a fost poate parțial adevărat acum câțiva ani. Mașinile electrice au o autonomie redusă. Dacă ne uităm astăzi la mai toate modelele aflate în piață, de fapt ce descoperim? Că mai toate au o autonomie undeva de, hai să zicem, 1200 de km pe oră, sunt modele, și 300 și 400. Dar această limită de 200 de km la oră, de kilometri, de fapt ce face? Ea acoperă cam 95% din nevoile noastre zilnice. Care sunt nevoile? Simplu. Mergem la muncă, mergem copilul la școală, un copilul, mergem la supermarket, ieșim. Cred că pentru 95% din nevoile noastre, 200 de kilometri sunt o autonomie mai mult decât suficient. Da, mai există o discuție, că afectează cumva rețeaua de distribuție. Astăzi, ce se întâmplă? Infrastructura de încărcare a evoluat și ea. Astăzi vorbim și veți vedea ulterior de soluții inteligente de încărcare. Poate nu mai e de ajuns să punem mașina, o încărcăm, dar poate când ajungem acasă, punem mașina și pornim încărcarea eventual undeva de curiozul nopții. Putem programa, tocmai pentru a beneficia poate și de tarife mai mici. Dar hai să privim mașina și într-un alt mod. De fapt, ce este o mașină electrică? Este o baterie pe roți. Este o baterie pe roți. Până acum ne-am gândit la mașină, baterie, fiind, o încărcăm, mergem mai departe. Dar ce ar fi dacă ne-am gândit la bateria mașinii și ca o sursă de energie? Prin care am putea extrage, atunci când avem nevoie, electricitate din baterie, înapoi în sistem, ajutând în acest mod sistemul. Cum funcționează lucrul ăsta? Există o tehnologie, vehicle to grid, de la mașină spre rețea. Enel a testat conceptul acesta împreună cu Nissan în Copenhaga. Astăzi este deja o soluție matură, funcționează, e limitată. Dar ce ar fi să ne gândim că în România are undeva 2,7 milioane de mașini.
Ce ar fi să ne proiectăm în timp, să ne imaginăm că aproximativ 10% din mașinile electrice din România ar avea acolo 10 kW disponibil pentru a injecta în rețea. Gândiți-vă, vorbim deja de sute de megawați disponibili care pot ajuta sistemul. Și eu cred că în viitor mașinile vor ajuta rețeaua din ce în ce mai mult. Iarăși, un mit parțial adevărat, acum câțiva ani. Nu existau suficiente modele din care să aleg. Până la urmă, astăzi, ne uităm la modelele convenționale, alegem din foarte multe modele. Adevărat, nu au fost foarte multe modele disponibile până acum. Dar lucrurile astea se schimbă. Dacă ne uităm asta mai recent, toți marii producători au anunțat planuri de dezvoltare a mașinilor electrice. Dacă ne uităm la modelele ce vor fi instalate în anii următori, vedem că ele vor acoperi întreaga gamă, fie că vorbim de o mașină de oraș, fie că vorbim de un SUV, fie că vorbim de o mașină de familie, fie că vorbim de un van pentru transport de marfă. Există companii care au anunțat inclusiv tiruri pentru tirurile electrice. Bun. Iarăși un mit adevărat, acum câțiva ani, lucrurile se schimbă. Mașinile electrice sunt scumpe. Dacă ne uităm la... este un studiu în dreapta, avem undeva un studiu făcut de cei de la Bloomberg. Acum câțiva ani, cred că costul bateriei era, de fapt, cea mai mare componentă din costul unei mașini electrice. Dar lucrurile astea se schimbă. Uitați-vă cum scade costul bateriei. Dacă în 2010 vorbeam de aproape 1000 de euro pe kilowatt, astăzi costul unei baterii e undeva la aproximativ 200 de euro de dolari pe kilowatt. Lucrurile așteptăm ca în anii următori trendul de scădere să continue, iar lucrurile astea vor face ca undeva prin 2024 costul unei mașini electrice să atingă paritatea cu o mașină convențională. Dar când cumpărăm o mașină, ne uităm doar la costul ei de achiziție, nu cumva ne uităm și la costurile de operare ulterioare? Că da, ne uităm și la cât plătim după aia pentru fiecare încărcare, fiecare plin. Astăzi, caz concret, simplu. Dacă luăm mașina, mergem până la mare, estimând un consum de aproximativ 7-8%, pe cei 230 de kilometri, probabil costul va fi undeva la aproximativ 90 de lei. Același drum, făcut cu o mașină electrică, va costa undeva la 40% din valoarea asta, aproximativ 35 de lei. De unde vine diferența? Ok, am călătorit în Europa, mereu ne mirăm, benzina, motorina, costă parcă la fel de mult an. Costă în România la fel de mult ca în țările astea. Dar electricitatea stă mai frumos. În realitate, ne place, dacă uităm la costul, tariful final plătit de un consumator, acesta e undeva la, să zicem, până la 50% mai mic, 25% mai mic decât în multe alte țări europene. Lucrurile astea vor facilita adopția de mașini electrice. Mai există un mic, că ok, nu oferă adrenalină. Ok, încercați și veți putea să testați afară, veți avea ocazia să testați cum pornesc mașinile astea electrice, cum accelerează. Cred că e cea mai apropiată, pentru mulți dintre noi, în momentul ăsta, cea mai apropiată experiență similară cu a unei mașini super sportive, va fi o mașină electrică. Un mic moment, suntem și partener în competițiile de mașini de Formula E, o competiție similară cu Formula 1. Formula 1 e o Formula E, suntem partener oficial de Smart Charging, partener oficial, învățăm din competițiile astea infrastructura pe care o dezvoltăm, învățăm și adaptăm. De asemenea, de anul viitor vom fi inclusiv sponsor oficial în noua competiție de Moto E, echivalentul motocicletelor de mare viteză. Bun, avem o grămadă de mituri, dar
una peste alta ne mai dă și statul bani dacă vrem să cumpărăm o mașină. Avem poate cea mai, probabil, cea mai bună schemă de sprijin din Europa. Statul oferă 10.000 de euro la cumpărarea unei mașini electrice. Oferă 4.500 de euro la cumpărarea unei mașini hibride plug-in. Programul ăsta dă roade. Dă roade. Practic, vânzările, dacă ne uităm la vânzările din primele 9 luni ale anului, vedem că vânzările au crescut de aproape 3 ori față de anul anterior. Practic, astăzi, aproximativ, aproape, suntem aproape, una din 100 de mașini vândute este o mașină electrică. Dacă mergem mai departe și facem calcul, punem împreună prețul electricității, punem programul RAB la plus și ne facem un calcul, din ce am calculat noi până acum, poate ce am descoperit, că de fapt are sens astăzi, dacă vă gândiți, dacă mergem mai mult de 25.000 de kilometri, hai să zicem 30.000, să fim siguri, dacă aveți o mașină care face mai mult de 30.000 de kilometri, presupunând că aveți infrastructură tot, astăzi are sens să treceți pe o mașină electrică. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta pentru flotă. Bun, piața se schimbă, ați văzut, furnizorii de utilități trec printr-o transformare. La fel, aceleași lucruri se vor întâmpla și cu noi, și clienți, tot clienți de mașini electrice. De ce vom avea nevoie? Vom avea nevoie de un ajutor, de partea unui furnizor, companii, care să ne ajute cu soluții personalizate în funcție de nevoile noastre. Nu ne pricepem să instalăm stația acasă, dar asta poate face furnizorul pentru noi. Oamenii au nevoie, poate de un home check, să vadă dacă pot instala la ei acasă o stație pentru mașini. Au nevoie de o experiență completă, au nevoie ca furnizorul să poată face inclusiv instalarea, să poată face mentenanța ulterior, dacă ceva se întâmplă. Au nevoie de acces ulterior la date, de fiecare dată când încarcă, poate vor să monitorizeze, vor să înțeleagă cum consumă, unde consumă. Poate vor chiar și energie verde pentru stațiile respective. Ce mai credem? Credem că comportamentul consumatorului și clientului de mașini electrice se va schimba. Plinul, așa cum îl știm astăzi, mergem la benzinărie, facem plin. Noi credem că se va schimba. Noțiunea de plin nu va mai exista. Oamenii vor încărca mașina, vor încărca acasă, vor încărca atunci când vor merge la birou, vor încărca de fiecare dată când vor ajunge într-un loc unde există o stație de încărcare. E, la urmă, gândiți-vă, vom face probabil același lucru pe care îl facem și cu telefonul. Îl încărcăm de fiecare dată când avem nevoie de puțină, avem un pic de timp, mai se zapă, avem un încărcător la plus, mergem mai departe. Există deja niște realități din care putem învăța. Acolo unde mașinile electrice sunt o realitate și sunt câteva țări în Europa unde un mare procent deja există procente de peste 30-40% de vânzări de mașini electrice. Acolo unde se întâmplă lucrurile astea, ce am descoperit? Că mai mult de jumătate, aproximativ jumătate din, să zicem, încărcări, se întâmplă acasă. Există iarăși un procent semnificativ de încărcări la locul de muncă, la birou. Planul nostru va adresa nevoia celorlalte 20-30 de procente, și anume atunci când oamenii vor merge, vor călători, se vor deplasa, vor merge la cumpărături, vor ieși în oraș, toate cele. Vrem să anunțăm astăzi cel mai mare plan de infrastructură pentru mașini electrice din România. El se bazează pe niște principii extrem de simple. Ne vom uita la numărul mașinilor electrice astăzi, la nivel național, la nivel local. Ne vom uita la toate proiecțiile de vânzări de mașini electrice. Ne vom uita la companiile care adoptă flote.
Ne vom uita de asemenea la fluxurile de trafic. Ne vom uita acolo unde vom vedea un trafic destul de mare și o nevoie foarte mare, acolo vom investi. Concret, planul nostru este unul dinamic. Vom începe să instalăm stații de încărcare publice. Plecăm de la niște premize, le putem ajusta dacă descoperim că există o cerere mai mare. Suntem flexibili, plecăm de la un număr de orașe, locuri, dar iarăși, în funcție de nevoie, putem schimba. Concret, ce urmează să se întâmple? Vrem să dărâmăm barierele infrastructurii în România. Vrem să legăm țara de la vest la est, vrem să legăm țara de la nord la sud, vrem să oferim șansa clienților, vrem să ne oferim nouă șansa de a călători liber în România cu o mașină electrică. Concret, astăzi anunțăm primul mare proiect al NX, vorbim de peste 2500 de puncte de încărcare publice până în 2023, e o investiție de până la 20 de milioane de euro, care se va derula pe următorii 5 ani. Concret, la sfârșitul anului viitor, vrem să ajungem la 300 de puncte de încărcare. Vor fi stații 22 de kW, vor fi stații fast, ulterior, parcursul planului, vor fi inclusiv stații ultrafast. Cui ne adresăm? Vrem să lucrăm cu, să creăm parteneriate cu municipalitățile. Foarte multe din aceste stații vor fi instalate pe domeniul public. Vrem să dezvoltăm un parteneriat pe termenul cu municipalitățile, să înțeleagă că îi putem ajuta. Este o investiție 100% Enel. Ar aduce un mare bine municipalităților. Căutăm de asemenea parteneri privați, parteneri care să ne poată oferi locuri de parcare unde noi să putem avea un acces liber. Noi venim, facem investiția, conexiunea, instalăm echipamentul, operăm, facem mentenanță, există beneficii pentru partenerii noștri pentru că vom genera trafic în locațiile respective. Scurt, ultim sumar, despre ce vorbim? Peste 2500 de puncte de încărcare la nivel național, parteneriate cu municipalități, parteneriate cu parteneri privați, investiție 100% Enel, 20 de milioane de euro. Veți vedea ce stații vom pune, vor fi stații smart, inteligente, conectate. Experiența clientului va fi una complet diferită. Totul se va întâmpla extrem de simplu, veți avea nevoie doar de un telefon și de o aplicație, vă veți putea conecta, deconecta, rezerva o stație, alege un plan de tarife, toate cele. Eu vă mulțumesc, înainte de a-l invita pe cel care vreau să-l invit pe scenă, pe Mihai Mardale, responsabil de Mobility România, omul care va face ca toate aceste lucruri să se